Argentina! Gol! Lionel Messi! Argentina, Uruguay, 1-0! Cine cineva, dacă nu Lionel Messi, să străpungă defensiva Uruguayului, o fază inițiată de cel mai bun jucător al momentului în fotbalul mondial, Lionel Messi. El a inițiat faza, tot el a finalizat-o. O combinație care a desfăcut apărarea Uruguayului. Iată-l pe Messi pasând către Di Maria și apoi pasa la întâlnire pe poziție viitoare pentru Lionel Messi. Acesta împinge mingea pe lângă Muslera și Argentina trece în avantaj în fața Uruguayului. 1-0 pentru echipa lui Alejandro Sabella. O reușită care vine să recompenseze, să răsplătească eforturile Argentinei, să vină ca un premiu pentru fotbalul estetic, fotbalul ofensiv în care a crezut în fiecare secundă echipa lui Alejandro Sabella. Suntem în minutul 67, Argentina-Uruguay, 1-0 la acest scor. Pumele sunt din nou pe primul loc în zona sud-americană, Uruguayul rămâne pe locul 4 cu 12 puncte și Argentina va face și ea o primă schimbare. Argentina! Gol! Kun Agüero! 2-0 pentru Argentina, o nouă fază care pur și simplu năucește defensiva Uruguayului, iar Kun Agüero este la cel de-al 16-lea gol în naționala a Pumelor, la meciul 39, iată acțiunea Argentinei cu Agüero, care combină cu Messi, în partea stângă urcă foarte bine Di Maria și centrarea acestuia este fructificată de Kun Agüero. Două asisturi din partea lui Angel Di Maria, așa cum l-au supranumit suporterii lui Real Madrid pe Di Maria, iar Agüero și Messi sunt oamenii care fac diferența. 2-0 pentru Argentina, un scor mai aproape de realitatea din teren. Argentina din nou lider în grupa sud-americană. Dezlănțuiți oamenii. Gol! Argentina! Gol! Lionel Messi! Dublă pentru cel mai bun jucător din lume. Capitanul Argentinei demonstrează că este în cea mai bună formă a carierei sale. Loviturile libere sunt practic goluri ca și făcute pentru Lionel Messi. Este momentul de reverență al arenei Malvinas-Argentinas pentru capitanul naționalei Argentinei. Merită din plin banderola de lider. Lionel Messi a demonstrat-o și în această partidă ca și în alte jocuri. 16 goluri în 15 meciuri oficiale pentru Lionel Messi în toate competițiile în acest sezon, pentru națională și pentru echipa de club. Messi se ia la trântă cu toate recordurile. Are deja 30 de goluri în 74 de partide pentru Argentina și poate fi un scor și mai mare. Uruguayul este la pământ. Di Maria pentru Messi, Messi! Ui, ce ocazie pentru Argentina!